O echipă medicală americană a anunțat faptul că a grefat în premieră mondială un implant de ureche umană realizată pe baza celulelor proprii ale pacientei operate și cu ajutorul unei imprimante 3D. Această procedură ar putea să ajute persoanele afectate la naștere de o malformație rară. O tânără de 20 de ani a primit un implant de ureche imprimată 3D, realizată din propriile ei celule, ceea ce reprezintă o premieră în bioinginerie. Femeia din Mexic s-a născut cu microtie, o boală congenitală rară în care urechea externă fie este subdezvoltată, fie nu există deloc, scrie CBC News. În cazul ei, urechea dreaptă era mică și deformată. Este primul implant realizat din țesuturi vii prin tehnologia 3D. Doctorul Arturo Bonilla, chirurgul care a condus intervenția, a declarat că tânăra a primit implantul în martie și va continua să fie monitorizată timp de 5 ani. Implanturile tradiționale necesită de obicei prelevarea unei secțiuni mari de piele de pe scalpul unui pacient și, deoarece implantul nu este realizat din material biologic, există risc de infecție și ulterior de modificări ale implantului și disconfort, dar utilizarea celulelor proprii ale pacientului este o intervenție mai puțin invazivă și, potrivit lui Bonilla, urechea este mai flexibilă. El a mai spus că pentru cei care au microtie, efectuarea unei astfel de intervenții chirurgicale poate ajuta drastic la recăpătarea încrederii de sine. Pentru a crea noua ureche, medicii au efectuat o biopsie pe urechea pacientului și au extras condrocite, celulele care creează cartilajul. Aceste celule au fost apoi extinse și amestecate cu ceea ce compania numește biocerneală pe bază de colagen Colvivo, iar apoi au fost modelate cu o bioimprimantă 3D în dimensiunea și forma urechii opuse a pacientului, relatează Spot Media.